Revoltă de proporții în roata de jos din Giurgiu, credincioși refuză să mai meargă la biserică. Supărarea oamenilor vine după ce preotul preferat al comunităților ar fi fost pedepsit pentru că preoteasa a cerut divorțul. Enoria și crede în nevinovăția preotului și cer ca sfinția sa să revină la slujbe. Colega noastră Doina Stână se află chiar în fața bisericii, acolo unde Enoria și protestează. Bună ziua tuturor, bună ziua Doina! Bună ziua tuturor! Într-adevăr, curtea bisericii este plină de oameni care nu acceptă ceea ce li s-a propus, ca un alt preot să vină în locul preotului Cătălin, cel care timp de 16 ani i-a întâmpinat aici în curte, în biserică, le-a ascultat durerea sau chiar a și împărtășit cu ei bucuria. Cum sunteți dumneavoastră în acest moment când ați pus lacătul pe ușa bisericii? Noi suntem foarte dezamăgiți și foarte nemulțumiți. Părintele nostru de 16 ani ne slujește aici. Este un preot care n-a greșit față de enoriașii noștri să spună dacă e vreun enoriaș aici care părintele l-a supărat. Ce s-a întâmplat de preotul? A fost obligat să părăsească biserica? Nici părintele nu a știut. A primit o decizie pentru suspendarea a 90 de zile să nu mai slujească aici. Dar din păcate și după 90 de zile a zis că nu-l mai va aduce înapoi, că vrea să ducă la mănăstire. Noi nu vrem să ducă la mănăstire, părintele nostru nu a greșit cu nimic față de biserică și nu acceptăm să vină alt preot în locul dânsului. Din data de 7 aprilie, de duminică, biserica este încuiată. Da, pentru că lumea nu vrea, noi enoriași și nu suntem de acord să plece părintele nostru de aici. Nu a greșit cu nimic, rar întâlnim un preot așa. Am avut atâția ani care ne sfida, nu puteam să intrăm în biserică. Ne era frică. Sunteți revoltați cu atât mai mult cu cât este postul Paștelui. Da. Postul Paștelui și Paște. noi avem morți acum recenți, avem și noi colivi, avem sărindare, avem ce să facem postul Paștelui. Nu avem unde. Vin floriile, vine Sfântul Paște. Ne-a spus de la domnul inspector Șerban Ion că ne-a trimis preot. Noi nu vrem un alt preot, noi vrem preotul nostru, că nu a greșit față de noi. Cum l-ați descrie? Pe preotul Barbu Cătălin, un preot extraordinar de bun, un preot care îți dă o povață bună, ne ascultă, când îl sunăm, ne răspunde. Nu. Ce este nevinovat? Haideți să spuneți la de ce început. Este vinovat? Noi nu știm că este recalcitrant, noi nu știm că a făcut greșeli. L-am văzut cu copii, își ducea fetele la... Deci de anul trecut, din iulie, soția dânsului a intentat proces de divorț. Da. Și nu s-a... Deci, pe rolul judecătoriei Bolintin Vale este un proces de divorț care nici până la ora actuală nu a avut un termen. Și nu știm, nu s-a înfățișat. Și noi cerem să se anuleze această decizie de suspendare. O decizie luată total incorrect. Doina, hai să ne concentrăm un pic. Cine a depus cererea de divorț? Pentru ce motive? Cu ce se face preotul vinovat? Și dacă încă nu s-a pronunțat divorțul, de ce preotul nu mai are voie să intre în biserică? Pentru că legal el este încă însurat. Păi nu știm nici noi. Nu știm nici noi, domnul Ambrozie poate să ne spună de ce. De la Giurgiu. Ce fapte îi se impută preotului? De ce vrea coana preoteasa divorțul? Exact, că nu au nimic în cască. Doina, de ce vrea coana preoteasă divorțul? Care sunt motivele? Asta nu înțelegem. Și oamenii. Ea a băgat divorț de dânsul. De ce? Mai convine. De ce? Cu ce a deranjat? Sincer să fiu, să acuză unul pe altul. De ce? De infidelitate, de agresiune? De infidelitate, din câte am înțeles, și agresiune. Nu s-a dovedit nimic. Preotul nostru e un... Există plângeri la poliție, poate? La poliție nicio plângere, decât către patriarhie, din câte am înțeles. Sau episcopie. Doar că, toate sunt făcute de socrul lui, de Roxana, de preoteasă, niciuna. Și cam asta este toată chestia. Dumneavoastră cunoașteți mai multe? Domnișoare, noi am fost, cum să vă spun eu, votați sau trimiși de acești oameni 9 persoane la Florești, la episcopie. Acolo am dat un preot care zice că e inspector. Eu îl cunoșteam, dumneavoastră îl cunoștea. Și a spus, zice, intrați decât 3, restul tați afară. N-am vrut să intrăm. Zic, doamne, ori intrăm toți, ori nu. Să vedem și noi care situație. Și a început să spună că părintele Cătălin e vinovat, că părintele ne-a arătat o decizie.
Bine, și dacă este nevinovat, de ce nu-l găsim astăzi în biserică? Nenorocirea este alta, că l-a judecat înainte fără să-l cheme, adică a dat o decizie fără să te cheme. Un milițian când te amendează, îți face proces verbal, tu te duci, plătești, după aia faci contestație. Bine, deci divorțul este motivul. Cum de s-a ajuns la divorț? Cine a înaintat cererea de divorț? Preoteasa a intentat divorț. Care a fost motivul că s-a ajuns la... Probabil, nu știm, adică nu știm nimic noi. Adică nu putem să o acuzăm pe ea sau pe el. Asta și le rezolvă ei în instanță. Ca să înțelegeți. Deci preotul Cătălin o înșela pe și al tuturor oamenilor ăsta de aici, că nu avem un preot... Nu, nu este adevărat. Preotul nostru nu a înșel. Păi nu, atunci, este adevărat. Motivul divorțului? Nu este adevărat. Ce invocă Coana Preoteasă? Părintele nostru este un exemplu pentru comuna noastră. Este un exemplu pentru comuna noastră. Dar ce invocă ce făcea doamna așa la el? Nu știu. Părintele este exemplu pentru comuna doamna noastră. Doamne ajută! Doamne ajută! Problema este că dacă este intentat un divorț... Avem ce învăța de la părintele nostru, doamna Mirela. Așa e legea. Înțelegeți? Hai că am mai văzut și preoți divorțați care au avut parohie. Domnul părinte Ambrozie de la Giurgiu, doamna Mirela, să ne spună, să ne dea și nouă răspunsul de ce a luat hotărârea fără enoriaș, fără martor. Deci dumneavoastră cunoașteți doamna preoteasă, a spus vreodată că a fost bătută sau... Nu. Niciodată. Domnul Cătălin ar fi făcut avansuri unor... Sub nicio formă. Sub nicio formă, niciodată. Dacă ești cu copiii pe stradă, stă de vorbă și vorbește. E model, da. Nu e treaba noastră ce are, nu. Tată, el este un preot? Și de ce credeți, dumneavoastră că doamna preoteasă spune că a fost înșelată? Așa a fost spătuit. Nu știm. Noi n-am auzit. Noi n-am auzit și nu știm. Nu știm. Dar sau a avut în discuție acte de violențe în casa celor doi soți? Cine pe cine acuză Doina de violență dintre cei doi soți? Noi o iubim și pe dânsa. Dânsa este cadru didactic, este educatoarea noastră aici în comună. Noi nu vorbim de rău pe dumneavoastră, că nu avem de ce. Dar există violență în familia preotesă? Satana, vedeți? Nu, părinții a fost la Florești și a spus cine a făcut i-a făcut reclamații părintelui, soția, socru, domnul Murgilă și cu soacra. Adică ce au socrii cu acest părinte? Să înțelegem, vorbim foarte mulți oameni în același timp și nu înțelegem. Dar ce au socrii cu acest preot Cătălin? De ce au vrut să se răzbune pe el așa cum spuneți dumneavoastră? Socrii, spuneți-ne despre socrii. Păi el a recunoscut astăzi că el l-a dat afară. A zis pentru el e decât... Stați că ne explică, doamna. Haide, spuneți. Socrul, stați un pic să luăm de la început. Deci socrul a fost preot în această localitate. Da. A fost un exemplu de preot de... Nimica n-a făcut nimica. Da, nu mai ne-am jignit, nu... Fata acestui preot este soția lui Cătălin. Da, soția lui Cătălin, da. Dar n-ați văzut și astăzi și a zis că pentru el e decât un Dumnezeu și el e stăpân pe toată lumea. Fostul preot nu a fost de acord ca preotul Cătălin să fie în această... Să rămână aici, da, nu vrea, n-ați văzut ce a zis, eu l-am dat afară, așa a zis astăzi, a recunoscut singur. Socru. Câte rine a făcut în comună? Hai să ne întoarcem. Spuneți, doamnă. Domnul Murgilă nu l-a dat nimeni afară, câte rele a făcut aici în comuna Roata. Și câți bani a luat? Familia cu bărbatul meu a murit și m-a ținut la ușa bisericii, nu vrea să mi-l mormânteze. Vorbiți despre socrul preotului Cătălin. Socru, da, socrul. Și de când l-a adus pe... Iată așa din gură, știu. De când a venit preotul Cătălin, nu l-a suferit. Nu știu ce a avut el cu dânsul, dar nu l-a suferit. Da, iar el a zis că tot el l-a adus. Păi el a vrut să rămână preot și să-l dea afară pe preotul Cătălin. Nu s-a mai putut. A ieșit la pensie, că trebuia să iasă la pensie. Toată lumea ieșit la pensie. Ce are cu băiatul ăsta, cu omul ăsta, nu știm. Nu știm care e motivul, că nu-i... El e chiar un preot perfect. Un copil cu minte. Da. Noi asta dorim. Doamna Mirela, vă rugăm să faceți să audă cei mai mari ierarhi că preotul nostru nu va pleca de lângă noi și din biserica noastră. Noi nu permitem să vină alt preot în biserica noastră, că am avut și nu ne-a plăcut ce am avut.
I s-a spus o condiție, că va rămâne dacă se va împăca cu doamna preoțul. Nu putem să facem așa, nu are de ce să pună condiția asta. Nu a greșit omul ăsta, este un preot prea bun. Nu, poate nu are cum. Nu, dacă eu mă duc și spun că dumneata așa trebuie să ia măsuri, nu este adevărat. Nu. Nu. Haideți, ce mai vreți? Preotul Murgilă, la viața lui a avut multe gagici. Și nu l-a dat nimeni afară. De unde știți dumneavoastră? Deci și la bombon la care de nu e lumea. Dar ce e doamnă în satul ăla? De unde știți dumneavoastră, doamnă? Lasă-l că nu e așa. Da, așa ceva a fost după aștept. Stai să spuneți. Să vorbesc. Păduim așa în halul ăsta în biserică. Doamna Mirela. Doamna Mirela. V-auzim. Haideți, spuneți ce. V-auziți, doamna Mirela? Da, v-aud. Noi, doleanțele noastre ale enoriașilor sunt. Care sunt? Vă spun încă o dată. Noi dorim ca părintele să slujească în biserica noastră, că este postul Paștelui și vrem să fie alături de noi. Nu să stăm cu biserica închisă, nu s-a pomenit așa ceva. E un Dumnezeu sus și va vede odată ce e cu noi. Nu se poate. Noi luptăm și părintele nu va pleca de lângă noi. Mergem unde? Mergem la Haga, dacă e cazul. Numai un pic. Pentru că până la Haga sunt niște reguli ale Bisericii Ortodoxe Române pe care noi nu le cunoaștem, dar la telefon acum este o coană preoteasă, nu-i dăm numele, nici nu-i spunem din ce parohie, însă doamna spune că ar fi trecut cam prin aceeași situație. Bună seara, doamnă! Doamne ajută! Română și doamne ajută! Spuneți-mi, doamnă, care e situația cu... Au enoria și dreptate? Vă rog. Nu vreau, v-am spus, nu vreau să se dea nume și nu este o minciună, suntem în postul Paștelui. Vă rog. Nu. Deci, acești domni, acești inoniași, au dreptate. Și vă spun și de ce. Părintele încă mai are dreptul la slujit. De ce? Pentru că un divorț, la primul divorț, fiind în statutul de preot, dacă părintele mergea să bage divorț, automat trebuia să fie scos din preoție. Ci că a mers doamna preoteasă. Încă mai are dreptul la slujire și la a doua tehnicie. Un canon sunt multe și foarte multe, vă puteți informa. Păi i s-a dat un canon de 90 de zile, am înțeles. I s-a dat un canon de 90 de zile, dar nu mai are dreptul să mai intre în biserică. De ce? Nu știu, nu, aici nu. Dânsii au dreptate pentru că el, deci soțul meu, Dumnezeu să-l odihnească, că a murit anul trecut de Crăciun, el, soția, a plecat, liniștită, a băgat divorț, a spus motivul pentru că, de ce și cum. Aici contează foarte mult ce spune doamna preoteasă când se face un divorț de un părinte, că nu este destul de... adică nu este un simplu divorț, ați înțeles? Iar dânsa a fost destul de sinceră, a spus motivul că nu se poate vedea pentru toată viața în statutul de preoteasă și aici a fost. Iar soțului meu mi s-a dat dreptul la slujire. Vă pot spune și unde. Și la a doua slujit. Căsătorie, adică la a doua căsătorie cu dumneavoastră, da? Poftim? Și la a doua căsătorie i s-a dat dreptul preotului. Adică... La a doua căsătorie, aici vreau să, și aici vreau să confirm. La a doua căsătorie, canon înseamnă, cum a fost aici de 90 de zile, mai urmează și un canon pentru dreptul la căsătorie civilă. Și ăsta, acest canon poate să fie de un an, doi, de la preasfințitul de la București. Dar ce înseamnă canon? Ce-l pune să facă pe preot? Canon, adică nu-i dă dreptul la căsătorie, la a doua căsătorie civil, un an, adică doi, n-ai trei. Voie în termenul ăsta de un an, doi, trei, da, e interzis. Da, am da, înțeles. Și atunci când bun. Vânsul da, pare, e preasfințitul ca o pedeapsă, așa. Trei la operații. Bun, să hai să facem că iertă, uite, ar fi trebuit să cerem punctul de vedere al cuiva din bord, dar uite, nu avem. Asta este de eu vreau să întreb așa. Dacă un preot mergem tare, mergem pe, da, mergem pe o situație generală. Dacă un preot, are dedus această viață de preot paroh, care nu este ușoară, are rigorile ei, are are interdicțiile ei, da. E, poate cu o coană preoteasă, când se mărită cu un preot, nu știe ce o așteaptă. Și își dă seama după un an, doi, că nu-și dorește asta. Aceea,
Bun. Nu-și dorește asta și vrea să renunțe. Consideră că nu mai trebuie să fie acolo. Exact. S-a îndrăgostit de altcineva, vrea o altă viață, vrea o viață în civilie, vrea o viață liberă. Bun. Dacă nu mai un pic, doamnă, dacă această soție preoteasă nu poate să ducă canoanele de preoteasă, da, și toate rigorile vieții. Acolo sunt niște canoane grele. Am înțeles. Și zice: domnule, mă retrag. N-am știut în ce mă bag, nu e pentru mine viața asta, eu vreau altă viață, să mă duc la mare, în postul mare, să dansez în cluburi, treaba mea. Așa este. Bun. Da. Preotul ăla automat, când nevasta vrea divorț, el trebuie să fie scos din biserică? Și mulți, scuzați-mă că vă spun, doamna Mirela, deci mulți dintre frații noștri, cum spunem noi, și oamenii care efectiv ne mergem și ne rugăm, ei nu se duc să bage, nu merg să bage divorț pentru că sunt scoși din preoție. Și sunt foarte mulți preoți. Eu știu la totul meu, eu nu mint, nu știu teatru. Adică este o realitate, am văzut efectiv și potișorii mei. Deci ei nu se duc și stau foarte mulți preoți care sunt niște oameni credincioși. Adică vreți să spuneți că rămân în relații toxice, practic relații care... Exact, da, ei nu se duc, că dacă se duc la primul divorț, se spune, în momentul când părintele a plecat să bage divorț, în secundă nu este... Da, da.